Se duce și împlinește legea cea veche și curată fiind se duce să ducă doi turturei de curățire. De ce oare femeia modernă de astăzi trebuie să fie atât de orgolioasă, de ambițioasă și de aprigă? Vai, noi suntem discriminate că în cele 7 sau 8 zile nu avem voie să intrăm în biserică. Dar rup tu pragul bisericii în fiecare zi și ești atât de credincioasă încât ai depășit toate barierele credinței, numai la alea 8 zile ești lipsită de Duhul Sfânt. Nu e adevărat, e o mare eroare, o mare minciună. Ne tâlcuiește Sfântul, ăsta cum îl cheamă, cred că la Palama am găsit scris, dacă nu, sau poate chiar tot la Ioan Gură de Aur. Că cine păcătuiește în trup, nu îi se iartă. Dar cine păcătuiește afară de trup, îi se iartă. Se consideră, după Apostolul Pavel, că Fecioara trebuie să placă lui Hristos și mireasa mirelui său. Dar mirele, ca să se atingă de mireasa sa, trebuie să se atingă de trupul ei. Și spune, vor fi amândoi un trup. Dar când se naște pruncul, trupul acela suferă niște transformări care nu sunt în firea trupului din creația lui. Alea n-ar fi trebuit să se întâmple. Și atunci se face această citire, noi spunem lăuzie. Da. Așa spune că femeia până la 40 de zile își curăță trupul firesc, biologic. Și din a 40-a zi se și împărtășește, dacă nu mai sunt nenorociri din astea biologice, infecții, curgeri, necazuri, primejde, dacă n-a fost o sarcină normală, grea. Și ea după aceea se împărtășește în mod normal, dar nu înseamnă că în aceste 40 de zile ea nu este cu Duhul Sfânt, nu este al lui Dumnezeu, nu are înger păzitor, nu iubită, nu se poate ruga, nu se poate închina. Doar atât, din respect pentru cele sfinte și sacre, ea din buna conduită, păstrează această curățire care s-a și demonstrat științific. Că în timp de 40 de zile, trupul nostru se înnoiește tot celulă cu celulă, fără ca noi să ne dăm seama. Deci peste 40 de zile, dacă ne vedem, nici trupul dumneavoastră, nici al meu nu e același. Toate celulele, la rândul lor, au fost înlocuite de câte o celulă nouă. Așa e lucrarea, așa demonstrează ăștia cercetătorii. Și atunci, sigur că Fecioara Maria respectă tradițional, ca să nu calce legea, acest obicei și să nu dea tentă de discuție, să nu creeze polemică, ca să spunem așa. Cu atât mai mult noi, femeile obișnuite, care avem soțul nostru, bărbatul nostru, prietenul nostru, în momentul acela trebuie să avem acea acrivie, ca să-i spunem, sau cuviință, sau evlavie, sau bună consimțire, dacă există difuzor și cald și afară, mă duc și stau pe o bancă, dacă este spațiu public și ați văzut că majoritatea bisericilor au un ambient al plăcut și slujba se aude, mă duc și o ascult, dar în schimb, nu beau alea 8 zile aghiazma, nu iau anafora, nu mă împărtășesc. Asta nu înseamnă că nu deschid ceaslovul, asta nu înseamnă că nu aprind candela, asta nu înseamnă că nu dau copilului meu aghiazmă, asta nu înseamnă că nu trimit copilul meu la împărtășit și îl duc la biserică, deci nu are nicio treabă una cu alta. Dar este ca un semn de evlavie prin care eu arăt că recunosc neputința firii omenești și starea de mortificare prin care trupul trece datorită păcatului. Dar ar fi un păcat mare dacă totuși femeia ar face aceste lucruri, inclusiv intrarea în biserică? Nu, nu. Aici vreau să ajung. De exemplu, este frig, este iarnă, da? Și tu vrei să mergi la biserică. Și te duci și stai în pridvor și asculți slujba. Vine cineva cu detectorul de minciuni să te întrebe, sunteți pe ciclu sau nu? Nu, e o chestiune de intimitate interioară. Dar este și o chestiune de decență și de finețe în care tu te-ai retras liniștit în colțul tău. Eu și știu când sunt la biserică femei care sunt în timpul opririi, pentru că le văd în pridvor și când stropesc o aghiazmă la maslu,
ele se retrag undeva într-un colț, facă stuite la fresc, adică să nu o stropești cu gheazmul. Și din deducție, fără discuție, știu că acolo nu trebuie să o stropesc, că simte ea nevoia să-și respecte această intimitate, dar prin tăcere, prin discreție, adică nu pe bază de polemică sau contradicție. Dar am vrut să pun în acord chestiunea aceasta cu ideea că Maica Domnului, care este prea curată, neîntinată, neînfricată și nevinovată, cum e și din noi rugăciunea la vecernii, ea nu s-a sfiat să vină în rând cu toate femeile la biserică, să arate acea bună cuvință femeiască, că nu se deosebește cu nimic de o mamă obișnuită și că poate să împlinească un ritual de dragul de a respecta ritualul templului și a rânduielii, să nu fie ea mai băgată în seamă decât alții. Deci, tocmai aici este și chestiunea. Deci, prin asta putem demonstra că acest act al Maicii Domnului este un act de cea mai adâncă smerenie, ca și mărturisirea când ea se duce cu Elisabeta și se întâlnesc la muntele Iudeii și se îmbrățișează. Elisabeta se umple de Duhul Sfânt și pune o întrebare neauzită până atunci. Cum e una ca aceasta să vină la mine Maica Domnului meu? Și în clipa respectivă, ea spune, mi-a făcut mie mărire cel puternic. Deci nu eu mi-am făcut, cel puternic. Că sfânt este numele Lui în veac și în veacul veacului. Și acum spune, iată, de acum mă vor ferici toate neamurile. De ce o vor ferici toate neamurile? Pentru smerenie, că a căutat spre smerenia roabei sale. Adică Dumnezeu atât de mult s-a odihnit peste acest suflet necondiționat, supus lucrării, chiar dacă a văzut că nu mai știe ce să spună, s-a pus în genunchi și a spus îngerului, fie mie după cuvântul tău, iată roaba Domnului. Adică n-a zis, nu să mă mai gândesc, nu să mai analizăm, ia să facem o dezbatere dogmatică, ia să mai facem un sinod. Nu! Îmi fie mie după cuvântul tău, iată roaba Domnului. Mă supun, fie. Deci, prin asta vedem cuvincioșia prin care chiar Maica Domnului ne demonstrează nouă că atunci când trebuie luat o decizie din asta prostească, nu trebuie să faci de capul tău un sinod întreg de arhierei, își descoperă capetele, stau la masa de lucru, discută unul cu celălalt și la urmă sunt obligați să formuleze această formulă care este obligatorie. Părutusa nouă și Duhului Sfânt. Întocmesc un act, îl semnează, îl hotărăsc, îl pun în practică. Și dacă au greșit, de acolo cu Dumnezeu se judecă, nu se mai judecă cu lumea. Dacă au greșit, cu Duhul Sfânt se judecă, nu cu lumea. Dacă au greșit, cu Dumnezeu Tatăl se judecă, nu cu lumea. Ce spune epistola lui Pavel? Cine ești tu să judeci pe sluga mea dacă stă sau cade? Nu ți-i ție în drept. Pavel este dus în fața Sinedriului. Arhiereu nu era în veșminte în fața lui și cipa la Pavel, îl învăța regulile. I-a zburat Pavel două capace de a sări tichia de pe cap. Unul a întrebat, lovește arhiereu? Pavel atât a spus, n-am știut că este arhiereu. Deci Pavel, care era marele apostol al neamurilor, și-a cerut scuze. N-am știut că este arhiereu. Deci n-a călcat rânduială. Dacă prin mâna Lui primești Duhul Sfânt, prin mâna Lui primești lucrarea, prin mâna Lui primești puterea, acea mână este sfințită, de aia spui prea sfințită, da. Pentru că poate sfinți pe alții. Ei, Simeon a primit puterea în aceste mâini ale Lui de la Cel ce le-a sfințit pe toate, de la Fiul lui Dumnezeu. A primit dezlegarea, pruncul nu vorbea că era mic. Nu era cu putință lui Iisus să zică Simeone, te-am iertat? Sau să fii binecuvântat, Simeone? Nu. Pruncul s-a lăsat binecuvântat de preot, pentru că preoția este dumnezească, iar eu am gură de aur. Este această expresie superbă. Cine ești tu, o preote, de poruncești și Dumnezeu ascultă ceea ce nici îngerii nu pot face? Îngerii nu poruncesc Dumnezeu. Preotul spune, Doamne, miluiește-mă. Doamne, dezleagă pe robul tău. Doamne, vindecă pe roaba ta. Doamne, curățește lucrarea aceasta. Doamne, sfințește fântâna aceasta. Doamne, sfințește casa aceasta. Slăbotează robul Dumnezeu cu tare. Să iartă robul Dumnezeu cu tare. Și Dumnezeu execută.
prin lucrarea Duhului Sfânt. De ce? Pentru că are această putere slujitoare. Ei, Simeon, în momentul când și-a arătat această putere slujitoare, a arătat, de fapt, o preînchipuire că preotul poate da lumii trupul lui Hristos și îl poate arăta lumii. De aceea, preotul, înainte de a împărtăși toți credincioșii din biserică, diaconul spune așa, să luăm aminte. Corect, în clipa aceea, noi toți trebuie să ne uităm spre preot. Avem ce vedea, e catapeteasmă. E dvera trasă. Deci unii Dumnezeu dincolo de lume. Ce spune mai departe partea? Sfintele Sfinților. Face cu Sfântul Trup semnul crucii pe Sfântul Disc. Credincioșii la aceasta se apleacă ușor și fac o Sfântă Cruce. De ce? Se anunță prezența lui Dumnezeu în mod viu în mijlocul credincioșilor. Prezența lui Dumnezeu în biserică la liturghie. De acolo ce cântă strana? Unul Sfânt, unul Domn Iisus Hristos, într-o mărire a lui Dumnezeu, Tatăl, amin. Și începe pregătirea de împărtășire.